Da, una din, unul, e unul din episoadele cele mai, zic așa, echilibrate spre final, din câte au fost. Iată, Olin și Col. În sfârșit se ajunge la momentul adevărului. Eugen din Buton, Eugen Constantin, campion 888 live, jucătorul cu cel mai bun portofoliu, se pune Olin cu valet 7 din Buton pentru a fura blindurile. El mai avea 6 blinduri și mai puțin. Da, 6. Cristian, 8 blinduri. Și Cristian Gligai dă imediat col cu A10, plecând în față la acest showdown și păstrându-și, iată, avantajul pe flop. Vine un șeptar să schimbe pe turn, vine un șeptar în favoarea lui Eugen să schimbe. Raportul probabilităților, Eugen, e puțin în față, puțin în față, și iată sus auții, cele 16 cărți care îl ajută pe Cristian să câștige. Niciunul din cei 16 auzi din pachet nu a venit. Cristian cu A10 pierde, își ia un cooler, cum spuneam. Pierde împotriva unei mâini mai slabe și spre dezamăgirea profundă a tuturor, unul din favoriții tehnici ai partidei reușește să se dubleze